Procesul penal împotriva activistului Andrei Donică, care l-a stropit cu lapte pe fostul ministru al finanțelor Octavian Armașu, a fost încetat. Decizia poate fi însă supusă recursului la Curtea Supremă de Justiție. Amintim că activistul a vărsat lapte peste Octavian Armașu în fața guvernului, acuzându-l pe acesta că a provocat legea miliardului, prin care a fost pusă pe seama cetățenilor rambursarea garanțiilor de stat emise pentru băncile furate. Pentru fapta sa, Andrei Donică a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Cert este că astăzi, la scurt timp după luarea hotărârii în care s-a decis ca procesul penal să fie închis pe motiv că fapta constituie contravenție, Donică a protestat cu alte două căldări cu lapte, de această dată în fața procuraturii, cerându-i demisia lui Eduard Harujen.